Da, bună ziua tuturor și bine v-am găsit la conferința de presă de astăzi a Ministerului Educației, dedicată unui subiect de maximă importanță, siguranța traficului rutier. Și un element important a asigurării siguranței în trafic este buna activitate a școlilor auto. Și astăzi vom prezenta concluziile unei analize realizate de Ministerul Educației cu privire la conformitatea, acreditarea, respectarea și promovabilitatea absolvenților școlilor auto atunci când vine vorba de susținerea examenilor practice și teoretice. Este foarte important ca calitatea studiilor în aceste instituții de învățământ să fie corespunzătoare și absolvenții acestor instituții de învățământ să susțină ulterior probele practice și teoretice și să poată să obțină permisul de conducere. Bineînțeles că atunci când rata de promovabilitate este foarte mică, cu alte cuvinte, când foarte puțin din cei care obțin diploma, obțin, finalizează studiile la școlile auto, reușesc într-un final să obțină și să dea și testele practice și teoretice. Asta vorbește despre probleme în procesul de instruire. În cadrul conferinței de presă de astăzi vom prezenta această analiză. Ministerul a calculat pentru fiecare școală auto, pentru cele patru categorii, ratele de promovabilitate și asta ne permite să avem un clasament a școlilor auto, pornind de la ponderea absolvenților aceștora care susțin din prima încercare probele practice și teoretice. Totodată o să vedeți rezultatele, ele sunt destul de îngrijorătoare, asta o să fie și un punct de pornire pentru noi, pentru întreprinderea anumitor măsuri, alături de colegii de la Ministerul Afacerilor Interne, alături de colegii de la ANACEC, în vederea revizuirii, înăspăririi condițiilor de susținere a examenilor și în egală măsură pentru a putea să avem mecanisme de intervenție în cazul acelor școli auto, unde rata de probabilitate este extrem de mică, ceea ce indică din punctul nostru de vedere anumite riscuri de fraudă sistemică. Respectiv, cu această analiză, vreau să invit alături de noi pe doamna Galina Rusu, secretar de stat. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc, domnule ministru. Într-adevăr, noi, cei de la Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția ASP, am realizat un studiu. Vreau să menționez faptul că începând cu anul 2022, paralel cu hotărârea de guvern cu privire la evaluarea programelor de formare profesională și regulamentul cu privire la registrul unităților de instruire auto, toate programele de formare profesională în vederea obținerii permisului de conducere de toate categoriile este necesar a fi inclus în registrul unităților de instruire și în conformitate cu acea prevedere din hotărârea de guvern, începând cu 2 februarie 2024, țin cont de faptul că aceste prevederi au avut aspect tranzitoriu, începând cu 2 februarie 2024, fiecare unitate de instruire la fiecare program trebuie să asigure cel puțin 50% promovabilitate din prima încercare la proba teoretică și cel puțin 30% promovabilitate la proba practică. Pentru prima dată, așa cum menționa domnul ministru, pentru prima dată am încercat să avem o analiză bazată pe date reale, pe formabile reale înscriși în cadrul instruirilor de formare, adică școlile auto. Aș menționa la moment, ținând cont de faptul că aceste cursuri de formare sunt de scurtă durată, deci putem vorbi de 3 luni sau o perioadă un pic mai lungă sau mai scurtă. La această etapă, la zi, avem înregistrați în registru 23.121 de formabili la diverse categorii și aceștia sunt în cadrul a 65 de unități de instruire. E de menționat că pentru fiecare categorie o unitate poate să aibă sau să nu aibă programe de formare profesională, astea oferind o acoperire destul de amplă.
Vorbeam că avem 65 de unități de instruire și statisticile vorbesc că 63 dintre acestea oferă program de formare în vederea obținerii permisului de categorie B, iar pe acest slide vedeți dumneavoastră numărul pentru celelalte tipuri de categorii, acestea fiind într-adevăr într-un număr relativ mai mic. Acei 23.121 de formabile, în aceeași măsură sunt înscriși marea majoritate, 18.358 la programe de formare în vederea obținerii permisului de categoria B, ceilalți fiind într-un număr relativ mic. Cu părere de rău, ziceam, pentru prima dată am făcut o analiză amplă a situației în domeniul școlilor auto și a formabililor înscriși la aceste programe. Constatăm că în perioada pe care de referință, pe care am considerat-o fiind data când au intrat în vigoare prevederile regulamentare cu privire la acreditarea programelor de formare profesională în vederea obținerii permisului, observăm, deci perioada a fost 1 ianuarie 2023, 1 aprilie 2024, observăm că au fost înregistrați candidați în jur de 80.000 și cu regret ziceam, constatăm că practic fiecare al treilea nu absolvește acest program, numărul de absolvenți fiind în această perioadă de referință de 52.957, ceea ce reprezintă aproximativ 72%. În conformitate cu prevederile hotărârii de guvern, am analizat care este totuși rata de promovare din prima încercare a probelor teoretice și practice, căci foarte multe discuții sunt la acest subiect. Constatările, de asemenea, cu regret îngrijorează. Din cei 44.051 de candidați înscriși în perioada de referință la examenele de obținere a permisului, constatăm că doar 23.921, adică aproximativ 51%, promovează din prima încercare proba teoretică și cu mult mai îngrijorătoare sunt statisticile atunci când vorbim de promovare din prima încercare a probei practice. Vedem că avem un număr de 6.909 candidați, ceea ce înseamnă 23% doar din numărul candidaților înscriși la examene. Acest clasament al unităților de care oferă programe de formare în vederea obținerii categoriilor A, B și C a fost publicat pe pagina oficială a Ministerului și invităm toate persoanele interesate să vadă acest clasament. Mai cu seamă, ziceam, ne îngrijorează aceste statistici, căci dacă privim prin prisma hotărârii de guvern care spune că 50%, cel puțin 50% dintre formabili ar trebui să susțină proba teoretică din prima încercare, noi cu regret constatăm că din totalul de 119 unități analizate pentru categoria, deci furnizoare de formare în vederea obținerii categoriei B, constatăm că doar 64 dintre acestea corespund rigorilor menționate mai sus, iar atunci când vorbim despre rigorile cu privire la rezultatele probei practice, observăm că nici o unitate analizată nu corespunde acestei rigori. Pot fi văzute statisticile și pentru categoriile A și C. Categoria D, și aici vreau să menționez că în această listă și în clasamentul publicat pe pagina oficială a Ministerului, vorbim doar despre unitățile care au avut un număr de înregistrați la Agenția Servicii Publice mai mare, egal ca 20 de candidați. Ca să asigurăm totuși o relevanță acestui studiu, au fost
fost luate în calcul aceste unități de instruire. Deci ziceam cu un număr mai mare decât 20. În acest clasament au fost incluse categoriile A, B, C, atât clasamente realizate sunt pe baza rezultatelor pentru proba teoretică, cât și pe baza rezultatelor pentru proba practică. Nu vedeți în acest clasament categoria D, ținând cont de faptul că numărul de înregistrați, de candidați înregistrați pe fiecare unitate este extrem de mic, iar aceasta nu permite o analiză amplă în această direcție. Deci, ziceam, cu regret, la această etapă constatăm că doar o instituție de o unitate de formare, o școală auto, corespunde rigorilor pentru proba teoretică și pentru proba practică atunci când vorbim de categoria C, iar atunci când vorbim de categoria A, vorbim doar de două unități. Aceste rezultate sigur că ne îngrijorează la un an și patru luni după de implementarea prevederilor hotărârii de guvern și noi, cei de la Ministerul Educației, dar într-adevăr în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu Agenția Servicii Publice, suntem în situația de a lua măsurile corespunzătoare pentru îmbunătățirea procesului de formare în această direcție. În perioada imediat următoare suntem în situația de a revizui condițiile de acreditare a unităților de formare profesională a conducătorilor de vehicule. Vorbim aici de standarde care erau standarde de acreditare. Această rată de promovabilitate, iar acum vedem necesar ca acest standard să devină minim obligatoriu pentru a motiva bine, pentru a influența procesul de formare profesional în vederea obținerii permisului. Lucrăm la Ministerul Educației, dar în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pe dimensiune de formare profesională a personalului didactic care asigură aceste programe și aici ne referim la profesorii de siguranță rutieră și instructorii în conducere auto. Lucrăm la elaborare de standarde. Aceste specialități au fost introduse acum în 2024 în nomenclatorul specialităților de formare profesională, iar în continuare vom elabora și aproba standarde de calificare în vederea asigurării școlilor auto cu personal didactic calificat. Vom revizui și resursele educaționale obligatorii pentru unitățile de formare profesională, dar și vedem strict necesară implicarea noastră în revizuirea condițiilor de evaluare în timpul examinării. Vorbim aici despre evaluarea din cadrul Agenției Servicii Publice, dar vom analiza și necesitatea de revizuire a condițiilor în cadrul unității, căci se mai întâmplă că în cadrul unei unități de instruire se aplică chestionare pe hârtie, iar acest lucru nu neapărat vorbește de o lipsă de calitate, dar cel puțin nu este într-o cheie în care să avem asigurat acest proces integral cu și asigurând conexiunea cu examenul care se realizează în cadrul Agenției Servicii Publice. Cu regret, aceste statistici, mai puțin îmbucurătoare, ne impun, și asta o vom face în perioada imediat următoare, să gândim și să adoptăm unele sancțiuni pentru unitățile de formare profesională a conducătorilor care nu respectă cadrul normativ și care cumva, știu eu, simplifică din proces ceea ce într-adevăr conduce la aceste rezultate mai puțin îmbucurătoare constatate de către noi în această analiză.
Aș dori să menționez în final că atât timp cât vom lucra la elementele de modificare a cadrului normativ în vederea asigurării un proces de formare profesională pentru obținerea permisului de conducere pentru diferite categorii, îndemnăm participanții la proces, implicații în proces, să analizeze clasamentul unităților de formare și să aplice pentru a-și urma această formare profesională, să aplice la instituții de învățământ, la instituții de instruire care au totuși o rezultate mai bune, asta asigurându-le un proces mai calitativ. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamna Rusu. Eu, încă o dată, foarte pe scurt, concluziile conferinței de astăzi. Deci, pentru prima dată, avem un clasament a școlilor auto în Republica Moldova, pornind de la ratele lor de promovabilitate, atât la proba tehnică, proba teoretică, cât și la proba practică. Și cetățenii au acum ocazia să-și aleagă școala auto în funcție de calitatea studiilor, pentru că, inevitabil, asta corelează cu rata de promovabilitate. Pe de altă parte, avem o situație gravă, constatată, că nu avem nicio școală auto la categoria B, care atinge acel standard pentru acreditarea unei instituții de învățământ de așa tip. 50% dintre absolvenții școlii auto care din prima susțin proba practică, proba teoretică și 30% dintre care susțin proba practică. Asta este o temă pe acasă pentru Ministerul Educației, pentru Ministerul Afacerilor Interne, pentru Agenția Națională pentru care acreditează aceste instituții de învățământ. Respectiv, trebuie să vedem cum putem să facem în așa fel încât rata de promovabilitate să crească, iar acolo unde absolvirea școlii auto este prea simplă și de facto nu înseamnă obținerea competențelor reale pe care le are absolventul cu care poate să meargă și să susțină examenul, să existe sancțiuni pentru acele școli auto care pe bandă rulantă, în esență, eliberează certificate de absolvire, pentru că vă dați seama dacă avem o medie pe sistem de 50% care dau proba teoretică din prima, din absolvenți, avem respectiv și școli auto unde media este 10. Din toți care au absolvit, mai puțin de 10% au dat proba teoretică din prima. Și atunci nu poate să nu apară întrebarea care este calitatea studiilor în acele școli auto, în asemenea condiții și aici, bineînțeles că asta prezintă riscul de coruptibilitate ulterioară la ASP, oameni care n-au învățat și rezolvă întrebarea altfel pentru ca să dea aceste examene. Și, pe de altă parte, e și o problemă de calitatea produsului livrat. Omul a chitat niște bani la școala auto și el nu a fost instruit suficient pentru ca spatele ulterior să susțină examenul și aici trebuie să existe sancțiuni din punctul nostru de vedere sau retragerea acreditării. În orice caz, îndemnăm cetățenii interesați, încă o dată, de a vedea clasamentul, să intre pe pagina Ministerului, să-l găsească acolo și inclusiv să țină cont de acest clasament atunci când aleg o instituție de învățământ unde merg să învețe cum să conducă un autovehicul. Iar Ministerul Educației săptămâna viitoare va convoca o ședință inclusiv cu reprezentanții școlilor auto pentru a stabili cum remediem această situație unde avem o rată de promovabilitate atât de mică astăzi în aceste instituții de învățământ, pentru că, de facto, niciuna dintre ele n-ar trebui să treacă acreditarea pentru proba B. Mersi. Categoria B.